Bun găsit tuturor la horoscopul de weekend, vineri, sâmbătă și duminică, adică data de 22 noiembrie, 23 noiembrie și 24 noiembrie. În acest weekend vom avea luna, planeta emoțiilor, ieșind din semnul fecioarei, va tranzita balanța, lunii o găsim în scorpion. Apoi, Marte e în Scorpion și vă invit pe această cale să ascultați și filmarea despre tranzitul lui Marte mers direct prin semnul Scorpionului în acest an, cum ne influențează pe toți. Mercur este în Scorpion, har Universului că este mers direct de acum și nu mai avem nicio problemă legată de negocieri, comunicare, semnare de contracte, începerea unor proiecte noi. Mai avem Venus conjunct Jupiter, acel aspect ultra benefic, cel mai benefic aspect din an, de fapt, și vă recomand să ascultați și filmarea despre Venus conjunct Jupiter, pentru că avem acolo un exercițiu, v-am recomandat un exercițiu care am avut un feedback extraordinar de la cei care l-au făcut până acum și au spus toți, toată lumea a scris și a rezonat foarte bine cu acest exercițiu. Și acestea fiind spuse, vă invit să urmăriți horoscopul de weekend, să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna pe harta natală în semnul berbecului, în acest weekend se cam ceartă cu partenerii dacă se află într-o relație. Deci aveți grijă, ies la iveală frustrări și nemulțumiri și spuneți și ziceți și mai degrabă luptați pentru teritoriu sau vă confruntați cu un partener ori o parteneră geloasă și o să vă apărați din toate forțele. O să iasă cu scândei, dar la final veți fi bine, știți cum e, ne pupăm toți în piața independenței, așa cum zice Caragiale, la sfârșit. Deci este un weekend mai fierbinte și vă recomand, nu vă gândiți la afaceri vineri sau sâmbătă sau duminică, pentru că din nou avem un aspect mai negativ pe zona afacerilor. În schimb, un weekend foarte bun să învățați ceva, să faceți sport, activități fizice și să vă ocupați de un proiect creativ. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna pe harta natală în semnul Taurului. Taurul e implicat într-un eveniment de familie sau se întâmplă ceva bun, frumos în familia ta și iei parte și tu la acest lucru minunat care te face să te simți bine, te face să te simți partea unui grup, ești validat în această zonă. În schimb, ești un pic mai irascibil și s-ar putea ca totul să nu-ți convină. Te bucur că ești partea unui eveniment în familie, dar în rest îți cam pică prost totul. Vezi că e mai degrabă o toană, te simți pus sub presiune, poate nu ți-ai finalizat un proiect și acum ești pe ultima 100 de metri și pistonezi ca un hamster, alergi pe o rotiță ca să faci proiectul respectiv. Deci încearcă să lucrezi pe zona emoțională. În acest weekend. Încearcă să lucrezi pe zona emoțională, pentru că e păcat. Aspectele sunt foarte bune, foarte frumoase, numai că tu strigi. Tu cu atitudinea o strigi. Nu este o critică, te rog să nu crezi că mă leg de Taur astăzi, când am altceva mai bun de făcut. Cât mai degrabă vreau să-ți prezint faptul că tu interpretezi greșit o anumită realitate. Tu vezi lucrurile într-o anumită lumină care nu e deloc întunecată. Încearcă să vezi lumina aia pe care o căutăm cu toții. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna pe harta natală în semnul Geminilor. Evenimente sociale. În acest weekend se întâmplă ceva pozitiv în viața voastră, în anturajul vostru și ori vă regăsiți într-o reuniune, ori vă regăsiți într-un grup, ori participați la un concert. E ceva important în viața Geminilor care implică activitate, dinamism, viață socială și mă gândesc, glumesc, deci luați-o cu titlul de glumă, nu-i reclamă, nu-i nimic. Din ce am înțeles eu de la prietenii care au copii
Săptămâna aceasta, deci acum vă rog să-mi scrieți, că nu știu dacă e adevărat sau nu, dar cel puțin în Islanda asta e, apare Frozen. Nu știu cum e tradus în română. Ceva cu Elsa, era un caracter Elsa. Și aici, în Islanda, cel puțin, este foarte mare tevatură cu acest desen animat Frozen 2, care are ca spațiu de desfășurare exact Islanda. Și care am înțeles că a fost un mare hit Frozen 1, mondial, la nivel mondial. Și acum, toți prietenii pe care i-am aici în Islanda, toată lumea se încolonează și vor merge cu copiii de mână la acest spectacol, la acest desen animat în premier. Și am fost și eu invitată și mă gândeam la gemeni aici. Am fost și eu invitată și eram foarte ca o zânuță, da, sigur, sigur, mergem, luăm locuri undeva să stăm cât mai bine. Și am aflat că aici și în alte țări, dacă urmăriți filmarea și din alte țări, să-mi spuneți cum e la voi la cinema. Dar aici, în Islanda, cel puțin, îți iei bilet și pe urmă te poți așeza pe orice loc vrei în sala aia. Pentru mintea mea de român, asta este de neconceput și eu am declarat că n-am să alerg cu nicio Brunhildă furioasă să mă lupt pe vreun scaun, aia în brațe cu un copil țipând că vrea pe Frozen. Deci, dacă aveți de participat la evenimente sociale, dacă sunteți gemeni, sper măcar să nu fiți într-o ipostază de asta, să vă luptați pentru copilul vostru, să-l puneți acolo să vadă desenul ăsta animat, care, v-am zis, eu am înțeles că e la nivel mondial lansarea, noi nu mai aici, ne-a cu o schemă mare. Așa că v-am povestit de gemeni, am făcut așa o digresiune. Dați-mi și mie feedback cum e în țările unde sunteți voi, că România stăm liniștiți. Îți iei ori la VIP, ori în locul tău, stai acolo cu mințel pe loc și e perfect. Eu ador treaba asta. Bun, mergem mai departe la următorul semn zodiacal. Racul. Ascendentul pe rac și cei care au luna pe harta natală în semnul racului în acest weekend, vă luptați, pentru mine vinerea e deja weekend, vă luptați cu poftele, aveți grijă că vă crește pofta de mâncare și o să rupeți frigiderul și o să dați în tot felul de excese și mai mult decât atât o să aveți și chef de vorbă, probabil o să fiți cu un sandwich în mână și cu telefonul în cealaltă, glumesc, exagerez, dar acum revenind la lucruri mai serioase, aveți grijă la excese în acest weekend, pentru că pot apărea tulburări de digestie sau pot apărea probleme de sănătate pe care sunt absolut convinsă că nu și le dorește nimeni. Și comunicare foarte bună, vești foarte bune de la un prieten. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna pe harta natală în semnul leului. În acest weekend, leului îi recomand, deci, vă fac o recomandare, nu vă spun o previziune. V-aș recomanda, ținând cont că rar sunteți poziționați pe o casă a 12-a în horoscop, într-o astrogramă, vă recomand să vă întoarceți la voi. Post, meditație, detox, nu știu, mergeți la o biserică sau un lăcaș de cult. Axați-vă puțin pe zona spirituală. Sau retrăgeți-vă puțin departe de forfota vieții. Aveți nevoie să vă reîncărcați bateriile, pentru că dacă nu vă reîncărcați bateriile, veți fi irascibili săptămâna viitoare, veți bufni, veți trosni și nu e ceea ce ne dorim. Deci, luați weekendul acesta ca un moment extraordinar de schimbare, de transformare, de întoarcere către voi. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna pe harta natală în semnul fecioarei. Știi că se spune că nu e bine să te bucuri pentru eșecurile dușmanilor tăi sau când cineva care ți-a făcut rău e pedepsit de univers. Ei bine, în acest weekend, fecioara află cum un dușman sau o persoană care v-a greșit profund are o problemă. Nu e o problemă de sănătate, adică nu ar fi frumos să ne bucurăm de boala unei persoane. E ceva, știi cum e, ți-a săpat o groapă și a căzut el sau ea în ea. E ceva în care în sfârșit s-a făcut dreptate
și te simți răzbunat de univers. Tu n-ai făcut absolut nimic, nu ai cum să ai conștiința vinovată sub nicio formă, pentru că e o plată după plată și răsplată. Este un weekend în care fecioara mai are de rezolvat niște probleme de la serviciu, poate extra ore de muncă, poate trebuie să rezolvi un proiect, deci faci ceva în care rezolvi niște lucruri pe care nu le-ai putut face la momentul potrivit. Și este un weekend în care te ocupi de tine. Poate te vopsești, poate, nu știu, te duci la cosmetică, poate îți cumperi niște haine, poate faci ceva legat de tine sau de casa ta, de domiciliu. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna pe hartă natală în semnul balanței. În acest weekend, balanța găsește o modalitate de a face niște bani în plus. Găsește o formă de suplimentare a veniturilor. Este un weekend foarte profitabil pentru tine și dacă nu este vorba de niște bani concreți luați în mână, atunci s-ar putea să fie vorba despre niște discuții care îți vor aduce ulterior niște câștiguri financiare. Ferește-te de jocurile de noroc. Pierzere. Nu ești bine aspectat pe zona jocurilor de noroc. În schimb, este un weekend foarte bun să ai o conexiune particulară cu natura. Nu prea pot să-mi dau seama ce ai putea face tu cu natura, decât dacă te duci să te plimbi într-un parc, participi la o expoziție sau un vernisaj de toamnă. Deci, conexiunea cu natura este binevenită și te va ajuta să îți reîncarci bateriile și să fii energic și pozitiv și cu o stare de spirit foarte bună. Scorpionul, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna pe harta natală în semnul Scorpionului. În acest weekend, atenția este mutată către un membru al familiei. Nu are niște probleme, ci particip la o bucurie a sa. Poate este vorba de o zi de naștere și vă întâlniți cu toții. Poate este vorba de o celebrare a unei reușite. Poate e vorba de o petrecere de casă nouă. Deci, în spectrul ăsta ne poziționăm când vorbesc despre Scorpion. Și se îngroapă securea războiului într-un conflict. Iar vestea și mai bună pentru acest weekend, vineri s-ar putea ca partenerul sau partenera ta să vină cu o veste foarte bună legată de o mărire salarială, o potențială promovare, un job mai bun, o ofertă interesantă. Poate găsește să cumpere un telefon la un preț redus. Deci, partenerul sau partenera Scorpionului îi dă Scorpionului o veste bună și vă bucurați împreună de ea, nu? Săgetătorul, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna pe harta natală în semnul Săgetătorului. În acest weekend, în primul rând, o femeie vrea să te enerveze. Mamă, soacră, bunică, soră, cu mătră, ce-o fi ea ca și grad de rudire cu tine, nu contează, cert e că te enervează maxim. Și îți recomand, dă-i cu fritaie-o. Amână să vorbești cu ea, fugi. Când, dacă simți, detectezi mai așa mireasmă de conflict, scuză-te și dispari tot weekendul că nu e bine, nu vrei să se lase cu ceartă și scandal. Apoi, partea bună a acestui weekend este că particip la un curs, poate un team building, e și ceva iubire pe acolo implicat sau ai un weekend amoros. Deci se bate inima mai repede decât de obicei și cine știe se lasă cu focuri de artificii, poate. Iar săgetătorul, ca și zodie în ansamblu, este extrem de creativ în acest weekend și poate repari singur ceva în casă, poate decorezi casa, poate ești într-un proiect de ăsta de handcrafting, de lucru manual, te relaxează până la urmă, e vorba de weekend, te bucuri și tu făcând ceva frumos pentru casă, nu? Capricornul, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna pe harta natală în semnul Capricornului. În acest weekend, Capricornii se ocupă de casă, domiciliu, s-ar putea chiar să primească o vizită sau o vizită a unor persoane mai tinere. Sau poate ai o responsabilitate față de o persoană mai tânără.
Este un weekend foarte bun pentru Capricorn, nu mai aveți grijă la alimentație. S-ar putea să faceți excese culinare și astea nu sunt bune niciodată, nicicum. Este un weekend domestic, aș spune, în care vă ocupați, activitatea principală ar putea să fie gătitul. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna pe harta natală în semnul Vărsătorului. Pentru voi vin cu un avertisment. Vedeți că aveți imunitatea cam scăzută în acest weekend și s-ar putea să apară niște probleme de sănătate sub forma unor alergii, crize astmatice, brăceli, guturai, dureri articulare. Deci zona inflamatorie și imunitară, nu sunt medic, înțelegeți, citiți voi printre rânduri, e un pic bulversată și weekendul acesta va prinde tare bine dacă vi l-ați petrece în pat, v-ați odihni și v-ați delecta la televizor cu niște comedii sau cu un film care să vă strânească interesul, dar și buna dispoziție. Vă recomand, este doar o recomandare, nu vă încărcați weekendul acesta cu chestiuni grele, profunde, metafizice și greu de dus și digerat intelectual, pentru că aveți nevoie să vă odihniți și aveți nevoie, mai ales că săptămâna viitoare să fiți așa un pic cam morocănoși, aveți nevoie de ceva care să vă strânească buna dispoziție sau să vă dea o stare de spirit pozitivă. Deci, orientați-vă spre ceva ce vă face plăcere, dar în același timp vă creează și stare de confort foarte bună. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna pe harta natală în semnul peștilor. Vi se clarifică în acest weekend niște semne de întrebare. Aflați niște confirmări, primiți niște confirmări la niște lucruri pe care le bănuiați de ceva timp. Este o săptămână, este un weekend, pardon, foarte bun pentru voi. 22, 23 și 24 noiembrie, vineri, sâmbătă și duminică. Să vă puneți ordine în minte, să vă clarificați poziția pe care o aveți față de o persoană. S-ar putea să fie vorba despre un bărbat. Sau au loc discuții interesante, importante cu un bărbat. Nu vă grăbiți să trageți niște concluzii. Nu vă grăbiți încă să dați răspunsuri. Pentru că în acest weekend încă mai primiți informații. Și informațiile acestea, abia după ce le veți digera și le veți integra, după aia vor putea conduce către niște concluzii. Este un weekend al discuțiilor, întâlnirilor, comentariilor, deci este un weekend activ pentru pești. Dragii mei, acestea au fost previziunile weekendului 22, 23 și 24 noiembrie. Vă mulțumesc că mi-urmăriți activitatea și nu uitați să apăsați butonul subscribe. Un weekend superb tuturor. Gemenilor, povestiți-mi ce faceți cu el, să așa să vă povestesc dacă ajung până la urmă la Frozen, sau, da, 90% nu mă duc acum, niciun problem.